chestia cu, cu politically correctness și cu... am trăit situații, de pildă acum în pedagogie, ca să vin aici, că asta are mari efecte asupra gândirii pedagogice generale în lume. Și se spune, acum la noi a circulat acum câțiva ani deja și e încă actuală dezbaterea, că pentru licee ar fi bun, bine de adoptat modelul finlandez. Acum nu știu de ce brusc Finlanda a devenit un model absolut, pentru că nu e neapărat mai productivă cultural și spiritual decât alte țări. Dar care era ideea modelului finlandez? Dom'le, copilul să vină destins la școală. Să nu mai vină cu ideea de competiție, că îi se dau note, că îi se... să vină cum se duce să se joace. Și profesorul să fie un partener de joacă. Și atunci el vine destins și receptiv la mult mai mult decât e dacă se duce crispat și așa mai departe. Dar întrebarea mea la această teorie este, bun, și când vrea să se joace, unde se duce? Dacă epuizează episodul jocului la grădiniță sau la școală, nu mai are nevoie de nimic altceva. Și viața se simplifică. În general și ideea că profesorul nu mai trebuie să abuzeze de autoritate, de poziția lui privilegiată și așa mai departe, că premiantul e un personaj mai curând negativ și deci nu trebuie încurajat ca atare, toate astea pentru experiența și vârsta mea sunt ciudățenii. Și nu cred că vor duce la mari, mari succese. Am povestit azi în conversațiile pe care le-am avut și aseară și azi și îmi cer scuze pentru cei care le-au auzit, dar trebuie să spun că pe mine mă îngrijorează calitatea învățământului, nu pentru că nu se respectă principii politically correct, ci pentru că pregătirea profesorilor chiar și în consecință și a elevilor e deficitară. Și le-am povestit cum m-a uimit o emisiune de televiziune în care un reporter aștepta studenții de la Universitatea din București să iasă de la filologie ca să aibă cu ei un interviu și a ieșit o domnișoară, a fost întrebată care e poetul ei preferat și ea a spus, mă iertați, nu prea le-am pastea cu poezia. E, nu te aștepți de la o studentă la filologie, la universitate, să vină cu așa ceva. În schimb, a venit un băiat după ea, nu fac nicio discriminare, care a fost întrebat, dați-ne un titlu de poezie de Eminescu. Și el a spus, vă dau trei. Scrisoarea întâi, scrisoarea a doua și scrisoarea a treia. Sunt soluții. Dar astea dovedesc totuși că ceva nu e în regulă. Că dacă spui poetul meu preferat în literatură, cum am văzut în colecții de astea de perle, este Ștefan Augustin II Naș, te îngrijorezi. Ori asta vine și dintr-un mediu pedagogic care nu mai este, o spuneam mereu, eu am făcut liceul la Spiru Haret în București și profesorii de care mi-aduc aminte aveau nivel universitar. Erau de mare calibru. Acum eu știu profesori universitari care n-au nici nivel gimnazial. Și asta e o problemă care trebuie rapid luată în serios și corectată, pentru că altfel o să avem o pandemie de bună dispoziție prost plasată în toată lumea.